Ok, da. Bună ziua tuturor! Mulțumim că ați dat curs invitației noastre. Astăzi vom avea o conferință de presă pe un subiect destul de important în contextul social-politic din Republica Moldova. Sunt mai multe personalități importante care au un cuvânt greu de spus în tot ce aici ține de mișcările social-politice din Republica Moldova și o să-i las pe ei să spună ce au de spus în contextul necesității stringente de a crea o alternativă puternică pe dreapta în contextul viitoarelor bătălii politice din Republica Moldova. Primul rând, domnul Reniță. Dragi prieteni, mă bucur foarte mult că apelul meu de 2 săptămâni în urmă vis-a-vis de necesitatea susținerii necondiționate a platformei Demnitate și Adevăr și a găsit ecou în rândurile unioniștilor consacrați și deopotrivă mă bucur foarte mult că am primit și mesaje de susținere, de încurajare. De asemenea, vreau să menționez receptivitatea platformei DA de a susține această dimensiune unionistă în cadrul partidului. O simbioză pro-europeană și unionistă e tocmai ceea ce avem nevoie și e tocmai ceea ce a fost respins categoric de către actuala guvernare a PAS-ului, adică o alianță între pro-europeni și unioniști care ar consolida vectorul de integrare europeană, dar și unionistă. De aceea fac și în continuare un apel și mă bucur foarte mult că au reacționat și și-au manifestat adeziunea de susținere necondiționate mai multe persoane, printre care aș menționa în context și pe doamna Maria Ciobanu, care ne susține necondiționat, domnul Sliusar și alte persoane. De aceea reiterez mesajul: o unitate și o susținere necondiționată a platformei DA la actualele alegeri ne va permite să pregătim o alternativă reală și o alternativă consolidată pentru viitoarele alegeri care se vor produce în Republica Moldova. Mă bucur foarte mult să-i văd alături de noi pe domnul profesor Țicu, pe domnul profesor Arseni, și cu multă plăcere am să le ofer posibilitatea să se adreseze celor care împărtășesc valorile unioniste și de integrare europeană. Bună ziua, prieteni, cetățeni ai Republicii Moldova și români de pretutindeni! Eu cred că vă bucurați tare mult să ne vedeți în această componență. Cred că vă era dor în această ambianță de disperare și mocirlă în care suntem datorată acestei mobilizări fără precedent a forțelor oligarhice și putiniste și a incapacității guvernării de a oferi cetățenilor Republicii Moldova răspuns la întrebările legate de bunăstare, securitate și viitor. Așa cum știți, de aproape 2 ani de zile nu mai sunt în politică și cumva acest lucru s-a datorat faptului că în 2021 cetățenii Republicii Moldova au făcut o alegere, din punctul meu de vedere, neinspirată în privința acordării unui singur vot unui partid pro-european care, la rândul său, din punctul meu de vedere, n-a avut inspirația în a găsi o soluție pentru coalizarea forțelor pro-europene și unioniste. De la momentul intrării mele în politică, în anul 2018, am fost cel care am pledat întotdeauna pentru consolidarea forțelor pro-europene și unioniste în vederea asigurării unui traseu de neclintit pentru integrarea europeană a Republicii Moldova și am cerut expres acest lucru în calitate de lider a platformei unioniste pe care am creat-o în anul 2020-2021, atunci când am cerut partidelor pro-europene să creăm o singură dimensiune de
participare în alegerile din 2021. În condițiile în care noi suntem la ora actuală și datorită acestor numeroase apeluri pe care le-am avut de-a lungul timpului în această perioadă, am considerat că este deosebit de important pentru Republica Moldova, pentru viitorul nostru românesc și european, implicarea în aceste alegeri prin susținerea platformei Demnitate și Adevăr în aceste alegeri. Noi nu doar susținem în aceste alegeri platforma, noi creăm o alianță și un parteneriat de durată care va însemna participarea comună la alegerile prezidențiale și la alegerile parlamentare din 2025. Trebuie să știți un lucru foarte important. Eu personal am fost alături de platforma Demnitate și Adevăr de la momentul în care au început protestele împotriva regimului Plahotniuc-Dodon Șor. Din data de 15 ianuarie 2016 am fost în piață alături de voi, de toți cei care ați crezut atunci că împreună vom reuși demontarea acestui regim. Și cred că acest partid, Platforma Demnitate și Adevăr, este cel mai neîndreptățit partid din istoria politicii moldovenești, pentru că prin sacrificiul oamenilor și a celor care s-au implicat direct în acele momente foarte complicate pe care le-am trăit cu toții, pe umerii acestui partid s-au cățărat și se cățără în continuare actuala guvernare, care în cele din urmă a făcut ca Partidul Demnitate și Adevăr din locomotiva acestui protest social și a celor care și-au asumat cu mari riscuri lupta împotriva regimului oligarhic să fie marginalizat. De aceea am venit pentru a da o notă de încredere, în primul rând, susținătorilor acestui partid și de a aduce unioniștii pe care îi reprezentăm în susținerea acestui partid la alegerile locale din anul 2023. Nu pretindem nicio funcție, nu pretindem niciun loc în liste, ci ne dorim două lucruri importante. Unu, ca noi să oprim această coalizare a forțelor puteniste și oligarhice, care s-au deghizat foarte bine în diferite partide și care încearcă din toate puterile răsturnarea parcursului de integrare pro-europeană. Și doi, noi vrem să creăm într-adevăr o alternativă acestei guvernări pro-europene care din ce în ce mai dificil face față necesităților de reformă și provocărilor la adresa parcursului european. Noi nu putem admite ca prăbușirea acestei guvernări la alegerile locale și la alegerile parlamentare să aducă la revenirea forțelor pro-oligarhice și puteniste la conducerea Republicii Moldova. Și în cele din urmă, probabil cel mai important pentru noi, noi nu putem admite ca sintagma român, românesc și unitate românească să dispară din spațiu public și din cel politic. Am venit să spunem că noi nu vedem nicio diferență între parcursul de integrare europeană și reunirea cu România. Pentru noi ambele aceste procese sunt sinergice și fac parte din scopul nostru comun de a duce cetățenii Republicii Moldova în spațiul de bunăstare euroatlantic. Faptul că vrem ca Republică independentă sau reunindu-ne cu România nu este o problemă de principiu în condițiile în care noi nu avem disensiune asupra valorilor democrației liberale, asupra principiilor separării puterilor în stat, asupra respectului libertății și drepturilor omului, asupra bunăstării, asupra pensiilor, salariilor, reformelor în învățământ și în justiție, chestiuni care, din punctul nostru de vedere, fac un tot întreg cu aceste valori pe care le împărtășește Platforma Demnitate și Adevăr, cu atât mai mult că aici, în interiorul platformei, așa cum știți,
Ideile românești nu sunt străine și au fost întotdeauna reprezentate, inclusiv de președintele Dinu Plângău. Prin urmare, deci asta este decizia pe care am luat-o în această campanie electorală. Vom merge împreună cu Platforma Demnitate și Adevăr în teritoriu, acolo unde va exista posibilitate să realizăm aceste conlucrări între Platforma Unionistă, Platforma Demnitate și Adevăr, pentru că după alegerile din 2021 au rămas intacte și organizații, și personalități, să aducem această dimensiune intelectuală, pentru că atât eu cât și domnul profesor Alexandru Arsenie, excelența sa, domnul Reniță, avem această relație deosebită cu mediul academic și intelectual, pe care vrem să-l reprezentăm și în aceste alegeri. Vreau în cele ce urmează să ofer cuvântul domnului profesor universitar, domnul Alexandru Arsenie, deputat în primul parlament al Republicii Moldova și unul din autorii declarației de independență, care își va spune motivele și propriile sale viziuni asupra acestei sinergii între pre-europeni și unioniști. Apropo, o premieră în politica moldovenească, să știți, cei care ne-au vrut rău întotdeauna ne-au împărțit, unioniștii pe diferite paliere, ne-au împărțit în pro-europeni și unioniști. Este timpul să încetăm a ne separa noi românii în privința acestor chestiuni asupra viitorului. Lumea discută despre noua tehnologie, ecologie verde și inteligență artificială, iar noi continuăm să discutăm cine suntem și ce limbă vorbim. Domnul profesor Arsenie, vă rog. Vă mulțumesc, domnule profesor, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, iubit și pătimit popor, parte națiunii legale și legitime, binecuvântate de bun Dumnezeu român, în propriul său teritoriu, dar divizat până când, am acceptat cu mare drag să particip la această întrunire, la acest dialog cu dumneavoastră, împreună cu aceste personalități, cu caracter, cu demnitate și cu răspundere. Sunt aici în dublă ipostază, în calitate de președinte al Consiliului Național al Unirii Românilor în statul național român, unitar și național indivizibil, și în același timp în calitate de președinte al Asociației Obștești Parlamentul Independenței, care întrunește deputații care am votat și am semnat declarația de ruperea de sub imperiu sovietic de ocupație și revenirea în cadrul stării noastre naționale în grădina Maicii Domnului. Și sunt bucuros că, cu întârziere, dar aici vreau să vă spun, domnul Plângău și dumneavoastră, stimați prieteni, cu o analiză profundă, adică nu s-au forțat momentele, evenimentele, am lăsat ca să înțeleagă toți necesitatea, mă refer la necesitatea punerii în aplicare acestui apel adoptat de către Asociația Parlamentului Independenței la 4 august 2023. Citez titlul: apel către organele directorii ale partidelor cu programe politice național-unioniste, precum și social-economice de orientare socială, implicit și crearea condițiilor pentru un nivel de trai decent al comunităților locale. A fost, este și va fi interesul poporului, al națiunii, mai presus decât interesele de grup, iar rolul partidelor este tocmai de a mobiliza, de a da soluții pentru a găsi această evoluție normală. Și aici eu, profitând de ocazie, și voi sublinia încă o dată, să te declari pro-european, asta nu înseamnă că ești pro-european. Barba filosof nu te face. Acțiunile actualei guvernări deloc nu seamănă cu integrarea europeană, iar integrarea europeană înseamnă unitatea națională conform Cartei de la Paris de la 1990, partea care suntem și noi. Și în acest context, după discuții care le-am avut în privat, colegiale foarte frumoase, astăzi suntem aici prezenți și într-un ceas bun, e o lună, să începem de lunea și să mergem cu bine. Dar citez care a fost finalul acestui apel.
În aceste circumstanțe naturale, precum și a posibilului pericol de eșec, și dumneavoastră ați menționat eșecul Nipaște, și ăștia sunt mai mobilizați și camuflați în toate structurile, stataliștii, eu îi numesc pe toți, deputații poporului, constituiți în Asociația Obștească Parlamentul Independenței, considerăm oportun ca partidele pro-românești să constituie în cadrul alegerilor locale un singur bloc electoral, blocul Unității Naționale. Bun, așa să ne ajute bunul Dumnezeu și felicitări. În această direcție, blocul rămâne deschis și sperăm că vom auzi încă o dată versul intitulat de Andrei Mureșanu la 1848, un răsunet care se începe cu Deșteaptă-te, române! Mulțumesc! Eu vreau să fac un apel. În primul rând vreau să mă adresez tuturor celor care cred în noi, în primul rând, ca persoane și ca personalități, și în ideea de reunire. Să nu aibă frică să vină alături de noi. Toți au încercat marginalizarea acestei idei, scoaterea ei din context politic. Noi o reinventăm și îi dăm o nouă dimensiune într-o colaborare cu un partid care are credibilitate, moralitate și s-a călit într-o luptă împotriva unui regim oligarhic. Acolo unde există posibilitate, la nivel local, să dăm o mână de ajutor platformei în a obține un scor electoral cât mai bun, pentru ca noi la alegerile prezidențiale și la alegerile parlamentare să avem această bază electorală pentru a ajunge în Parlament și a duce la bun sfârșit lucrurile pe care le-am început. Vreau să mă adresez oamenilor din platforma Demnitate și Adevăr, celor care au rămas fideli acestui partid, acelui nucleu dur împreună cu care am mers la protestele, zeci de proteste am mers împreună, ne știți foarte bine, am fost alături de voi și vom merge împreună și de această dată. Vom veni în localități, vom veni în raioane pentru a insufla această determinare pe care vrem cu toții împreună să o insuflăm și cetățenilor Republicii Moldova. Aveți încredere în faptul că noi chiar suntem capabili să devenim o alternativă în condițiile în care situația în care suntem este extrem de complicată. Un apel aparte am pentru doamna președinte Maia Sandu și actuala guvernare. Noi suntem parteneri în acest drum pe care îl avem și cerem expres organizarea unor alegeri corecte, fără intimidări, fără folosirea resurselor administrative și altor resurse pe care știm foarte bine că ați învățat, ca și Plahotniuc, să le folosiți. Doamna președintă Maia Sandu nu trebuie să uite un lucru important. Doar 30% din voturile pe care le are reprezintă electoratul PAS. Eu personal am dat, prin apelul meu în turul 2, peste 30.000 de voturi doamnei Maia Sandu și ea este președinta tuturor și trebuie să fie un arbitru imparțial în acest joc electoral pe care îl avem și să reprezinte toți cetățenii Republicii Moldova, atât cei care au votat-o, cât și cei care n-au votat. Și prin asta să ne ajute bunul Dumnezeu și să ne revedem cât mai curând și în alte localități ale Republicii Moldova, pentru că avem un lucru important de realizat. Îi mulțumesc domnului președinte Dinu Plângău pentru această deschidere către platforma unionistă și îndemn toți oamenii, indiferent de viziunile care le au, să înțeleagă că în condițiile actuale, când toți ticăloșii au reușit să se unească, devenind peste noapte foștii criminali și hoți de miliarde, lider credibil de partid, apropo, din cauza incapacității guvernării de a reforma sistemul de justiție, noi chiar am venit cu intenția, responsabilitatea și seriozitatea de a duce la bun sfârșit lucrurile pe care le-am început împreună. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Domnul președinte. Vă mulțumesc din suflet pentru că am găsit această
înțelegere între noi, să căutăm soluții pentru crearea unei alternative. Acesta a fost dezideratul nostru pe care l-am anunțat încă un an în urmă și ca prim pas a fost să identificăm un candidat unic a forțelor unioniste, pro-europene pentru Chișinău, ca să nu permitem lui Ion Ceban, a cărui istorie cu toată lumea o cunoaștem, să devină un lider credibil, deghizat în mai nou în pro-european. Și mă bucur că, chiar dacă mai târziu, tot mai multe personalități notorii din Republica Moldova conștientizează necesitatea coagulării forțelor pentru a lucra în binele poporului, ori dezbinarea nu aduce la bine, iar unitatea oamenilor care au capacități și energie suficientă pentru a aduce un aport pentru bunăstarea cetățenilor care sunt în Republica Moldova este un lucru fenomenal. Vă mulțumesc pentru această conferință de presă și avem încă foarte multe... Doamne ajută! Împreună vom reuși neapărat. Mulțumesc! Mulțumim!